Thank you.
și boier. Iar ne facă să râdem și să jucăm. Mare poznașii, câte de patrici! Mare solidarii! Da, așa-i! Omul, dacă-mi bătrânește, omul, dacă-mi bătrânește, mai ales, mi-ai prăpădit de moarte. Ce să zici, Lochițu? Doamne, cingă,
Boie, ne-au cum răbdat poate ca noi, nici de la țară. Așa. Știi ce vă spune? Hai să-i ascundem noi, să nu-i găsească nici de la țară. Păi, da! Păi, tată? Cine, dracu? Baba-i rău și spraticul. Îi tată ca iarba pe neapă, astă seara a murit prin pădure conceată de slujitori, de șandari și are să hăpuiască tot codul. Poziți, trebuie să ne facem numere și punte să-i venim de achii spraticului că, Doamne mare, mi-i drag ca sarea în ochi. Bine, Moș Corule, las pe noi dacă așa stă treaba. Bravo, amanda mea, te-aș săruta. Dar de preamă că te iau prin bine. Așa. Iau, dacă vin plăcut. Thank you.
progresa peste nomări și țări. Nu cunoști pe Anica ca Tarsițo? Nu o chită, nu Tarsița.
Măi, și mi-a furat-o, măi! Și mi-a furat-o unul Leonaș, măi! Mi-a furat-o unul Leonaș, măi, tot! Auzi, pe el îl cunoaște la Botita! Botita! Doamne, auzi, nepoata care fur? La altă bereală, altă bereală, auzi! În ziua în care Leonaș a sfărat Putina, și crezi că am făcut, măi? Am găsit lada cu banii la isprăvâșie! Cum am găsit-o, măi? Deschisă! Broasca stricată! Și înăuntru! 40.000 de lei în lipsă, Doamne Dumnezeule! Se vede că tot Leonaș i-a furat ca să aibă ce mânca cu Anica. Doamne Dumnezeule! Văzut ai vreun ispravnic mai mărchinit decât mine, pa, brochirițo! Botița, auzi, tu mai! Dacă și te sperii așa, dragă, și tine, dacă sunt amestit din cauza fugii de mai înainte, dar eu rog, lasă-mă să-ți povestesc, măi, și cum mă spuneam, i-am luat sandalii cu mine, i-am pus iată gamul la brâu și m-am pornit pe urma lor, măi. De două zile eu măresc, precum să fie dica în el, v-a spun. Eu când mă duc la vânătoare, nici nu-mi iau prepelicare cu mine. Și cum mă spuneam? Mă urcam așa singur, singur, uite așa pe cărare. Și ce crezi? Mă întâlnesc cu două matahori, măi! Mori! Mori, 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 mori! Uite așa cam cât tine. Nu, ceva mai mărișoare. Una de matahale astea părea așa a fi țăran de la munte și avea un cimpoi, era cam bătrân el. Iar cealaltă matahală era așa o matahală mai matahală, știi? Avea, uite așa să-ți arăt, avea o căciulă, o largă așa, o căciulă, nu căciulă, e pălărie, o pălărie largă așa, supată pe ochi și o manta neagră. Și deodată și pe asta. Deodată și-a întins mâna așa către mine și mi-a fundat căciula pe nas, măi. Și deodată. Voce, ca de pe ceilalte lume, care nu supunea. Isura și moartea-mi paște la soare, cu ciocea albastră de ce sărătoare. Vai, cat de picioare. Ia ca poate, că se prăbușești! Mai te rog, nu mă lăsa să mă prăbușesc din tot. Să-ți deschide acum coanii, că mare ești mărbaș, ești plin de arme. Oare așa să fie, bă? Bine, acum, faci, bă, dar tu tare mai îmi plași, pastorie, să fac. O, fică, lumea! Lumea ca lumea! Dar tu, tu m-ai fermecat de tot. Auzi, hai te rog, vin de intră la mine, fată, în casă. N-a conchiret moran. Știa ce ți la gură, boierule. Dar păi deși, mă... Haide să lăsăm șaga. Te rog eu frumos. Și ia ascultă la mine, mă. N-a cascat. A, do, chi, so, ui că-n-albă, chi, la mine să stau, sa. Oh!
și fătării. Tot. Când m-am depătărit cu moș corpul, l-am întâlnit pe potecă și l-am învățat eu să ne alungem cu potera ca pe niște băți. Da, păi, nu știi? Chiar să știi că ai dat mii de lei. Eu? Vom nebunii piușul. Așa mi s-a părut și mie. Ei, lexăște-o, doamne. Hai, lasă. Mai bine spune-mi de Anica. Unde? Ce faci? Aici am schimbat o fraie de-a din noastră. Și când ne vedem, mă, ei, să știi o porumbiță. Du-te de grabă și adu aici. Da, uite-te în mijlă, dar că o vor găsi. Nu. Mă găseam pe stâca șoimilor când am întâlnit șandarmii pe fraie din potecile. Dar l-am lăsat pe moș corpul să-i înșele, să-mi piardă urma. Și m-am alergat de grabă aici să o iau pe Anica și să fugim. Dumnezeu să vă ajute! Păniță! Păniță din Vitra! Ce ai ucit? Ah, tu ești Leonaș! Bine că ai venit, că tare eram îngrijorată! Micuța, draga mea, micuța, ia să te plivesc în hainele astea! Așa țărâncuță, mai vin de acasă! De când m-am îmbrăcat în sraiele astea, parcă nu mai mi-e așa frică, din moșul meu. Și zău că aș vrea să rămân așa cât o-i trăi. Thank you.
Thank you.
Ieși afară și mă dorește ce-ți face cu moșneala.
E legat? N-ai nicio grijă. De-a fai crezut pe mâinile mei moșle. Păi învățai înainte să mai sperii ce isprave și trecoare. Nu voi, rune. Cine era? Să mă ferească Dumnezeu. Că vorba aceea, nici să se restrac, nici cruce să fac. Hei, lasă că-i vedea cu păzărac imediat, dacă nu răspund la ce te-ai întrebat, da? Da. Ia să vedeți. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Pe nume, cum să mă cheamă? Iar ca proscă, eu te-am întrebat care țin numele. Vasile Corbu, mâncați așa ochii. Și ai de lui Ion. Vasile Corbu? Dar ce ești tu, mă? Ce să fiu? Om, pământean. Tronc! Că doar noi fi căzut din lună. Din lună, ba, să mă ferească Dumnezeu. Ne-am de neamuverna. Toată mărea! Ia, spune cu cine erai în codul când m-ai întâlnit. Cu cine? Ce nici nu mă cu un negustor de la Galați. Spui minciună, erai cu un tâlhar. Știu eu, tâlharul fi. Eu, nu zici spravnic să cunosc. Băi, lăsați în gură, îți spune repede unde l-ai ascuns, unde l-ai mistuit. Îl mistuiesc că doar nu le-am mâncat. Slavă Domnului, ne-am de neam. Și rețelanul ăsta, băi. Băi, moșnea mele, ia, nu mai mâna cum îți am zis și răspunde clar, dar știam ceva, că dacă nu, să-i găsi de leaua cu mine. Cum îi vrea dumneata, băi? De vorba aceea, pârțagul își găsește pârțag! Nu-i vorba de niciun pârțag, măi, moșicule! Nu-i vorba de niciun pârțag! Hai, răspunde frate la ce-mi stai de întrebat, că dacă nu, te întind pe jos și chinsă-mi să te fac în bătaia! Dar de ce să mă bați cu bani? La vârsta mea, om bătrân! N-o fi păcat de Dumnezeu? Hai, băi, nu mai lungi vorba și răspunde la ce-mi întrebat! E, vorba lungă, sărăcie bună! Toate-ți-vă, schijuiți-mă! Faceți-vă părâni! Dar, din gura mea, nu s-a aflat nimic. Nu știu nimic! Nu? Nimic! Bă, ia un frate și puneți-l pe joc! Ce frate, hai! Domnul! Degeaba, degeaba cu care sperim bătaia. O să moară și nu o să mă curisească nimic. Păi și atunci cum facem să aflăm? Păi decât să-i dai de bătut, mai bine îi dai de... Ui, că bine zici! Să dați seama lui Dumnezeu! Așa v-am jocără, n-am pățit decât sunt. Bateți-mă, zdrobiți-mă, faceți-mă fărân, să văd că sunteți de voinici. Dar din gura mea nu o să aflați alta decât răstămături. Și să știți de la corpul bătrân, că blestemul de săraci nu cade de copaci. Aude, că mi-l faci cuc! Da? Stați, băi! Stați! Stăm! Moș corpul! Moș corpul e nevinovat! Oare? Dar un om așa ca el cu părul alb nu poate să fie casă de cânhar. Moș corpule, ce-o fost? O trecută! S-o striga părul! Mari sunt minunile tale, Doamne! Ei, ia! Ia să te pui, mă! Ia să cinstim! Hai să ne veterim ca să rămâne părbărea! Adu-te și știe mai repede de la cânul până la cânta! Iată, boiarul bătrânețelor, ține moș corpul și vreau. Bravo, băi! Auzi, de acum să te pui să mă veseliți, eu mă duc puțin să mă odihnesc. Moș corpule, acum să te văd noi, care de care? Cei bătrâni, pe cei tineri. Las pe mine, îi pun pe toți în loc. Bravo, 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 bravo. Casa de asta de mai da? Ce bun! Moș corbu, să le trăiești precum dorești, precum vorbești. Thank you.
Thank you.
frumusele. Dați-vă, doar
știm tot, dar cum știm tot, nu-i strat, nici e-ntrai, nu e lucru de șagă. Dar cum știm tot, dar cum știm tot, și că vorbă, dar cum pot, să-ți văd șapte șapte dragi, și că vorbă, acum pot să-ți vârșa poate. Șapte tași. Tași, 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 tași. Și de așa vândată, pe mântrei și de tată, să fii locă vești. Și mie mi-au cheltuit domnul.